Ce faci, iubita? Iubita! Oh! Bun, prieteni, dar înainte să începem, nu uitați de promoția noastră de astăzi. Aveți 100 de roli plus 100 de rotiri la depunerea minimă. Dacă o faceți, văd pe linkul din descriere și folosiți codul MAXHAT. Aveți toate detaliile în linkul din descriere și hai să-i dăm drumul! Bună, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu! Ce faceți? Cum sunteți? Noi suntem foarte bine, foarte entuziasmați de tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Yay! Yay! Așa că ne-am gândit să ne turmentăm un picuț starea de spirit, așa că astăzi îi voi înmâna iubițelului meu telefonul meu. Abia aștept să văd cu cine mă înșel. Cine mă înșel? Deci ai voie să te uiți în mesaje, în absolut orice mesaje vrei tu. Da. Și te las să te uiți și în poze, vrei? Și în poze? Da. Da. Ok. Ai șters tot? N-am șters nimic. Chiar n-am șters nimic. Da. Deci poți să intri absolut unde vrei tu. Dar înainte de asta, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă nu sunteți abonați deja și să apăsați pe clopoțel ca să vă arate acolo printre primele chestii ceea ce postez. O să fiți acolo primii. Așa că, iubirea mea, vreau să încep eu cu o chestie. Începe, deci vreau să încep cu un mesaj de la un băiat, Solomon, pe care l-am primit pe Instagram acum ceva timp, dar e foarte special, nu știu dacă l-ai văzut până acum, special. Dar da, o să ți-l pun să auzi. Ce faci, băi, p***o? Bă, și scripa la sfârșit, ai auzit? Ce faci, băi, p***o? Asta cred că e copilul lui. Să-mi fac piciorul. Hai să-l vedem. Da, partea, hai să-l dăm în gât. Partea amuzantă e că mă urmărește, adică mă îi place, nu să mă admire, nu știu. Nu știu să zic. Vezi că e periculos. Oh. Ai zis copilul lui. Măști de față. Aba, nu-i filtru. Ar trebui să se tundă chel. Bă, dar cum se vorbește așa, mă, la 11 ani sau cât să n-are el, mă? Cum? Cum? Hai să sunăm. Să știu ceva, fă! Ce fă, bă, puță! Da, eu asta am vrut să arăt că țineam neapărat să o vezi și mă gândeam că poate nu o să o vezi tu așa, că am vrut să o arăt. Acum este total... Ce părere ai de acest mesaj? Mie mi se pare amuzant. Mi se pare contrastul ăsta. Știi că mi-a trimis dedicația asta foarte acidă și după aia mă urmărește. Dar un efect asupra vieții mele. L-am ținut minte. Altele da, nu mai știu. Da. Bun, hai să vedem aici la message request. Să vedem aici ce zic băieții, ce fac băieții. Băieții, ce zice aici, Râpiu, Blachii? Hai, poți să pun la SMS, PLS, sunt un made fan, te rog. Îi facem viața mai frumoasă. Doamne, nu, fă iară. Așa, i-am trimis, bun. Te pupăm, Râpiu, Blachii 1. Așa, până una alta, dacă mai vreți să apăreți și voi în chestii de genul, dați-ne un follow pe Instagram și ne vedem acolo. Ia să vedem aici, Sergiu Faur ți-a reacționat aici la... Mi-a trimis flăcări. Flăcări, că îi place ce e aici, părul tău, a? Părul păi spate. Așa faci voi, Sergiu, îți place părul e, este? Este! Îmi place părul meu lung, pentru că acum de când m-am tuns spatele mi-a spune că nu-i place, că nu-mi stă bine, că nu știu. Ba, mie-mi place. Dar și tu ești bipolar, odată zici că îți place, odată zici că nu-ți place. Păi dacă m-o atins cumva toată de ce? Dacă feedback-ul ăsta, toată lumea zice că îi place. Nu, toată lumea spune că nu le place. Sunt câteva persoane care zic că nu le place, dar majoritatea care domină le place. Da, ideea e că eu sunt așa tunsă de prin 2021, doar că de când sunt cu Sebi, m-am gândit că poate lasă să crească lung și între timp am mai crescut și nu l-am mai tuns, dar de 2 ani, asta e freza. Așa ai tuns. Ia să vedem ce zice aici Elena Călin. Pare că doar de Hulk e curioasă, da, doar de Hulk ne-a răspuns. Unde e cățelul în Arad? De ce în Arad? Pentru că am decis că mai bine pentru el deocamdată temporar este să îl ducem în Arad, pentru că este un dita mai câinele care nu are... L-am chimie efectiv dacă l-am ține aici în apartament, așa că mai bine stă acolo cu frații lui. Cu căței mei din Arad, unde are curte, unde e în permanență cineva cu el acasă. Noi dacă plecăm și nu suntem acasă, nu știu, 3 zile, nu poți să obligi pe nimeni să meargă să aibă grijă de el, plus că nici pentru el nu e un confort să vină tot altă persoană și să tot fie așa, dereglat, nu știu. E cea mai bună variantă pentru el acolo, ai mei, iubesc foarte mult, are în continuu tot ce-i trebuie, așa că e cea mai bună alegere pentru el și pentru noi. Beatrice Zamfir ne spune aici, dar am o întrebare, dacă voi vă mutați, de ce ați mai renovat atâtea? Asta, draga mea Beatrice, va rămâne un mister, dar săptămâna asta cred că o să aflați ce se va întâmpla. Ia să vedem, Sofia Boghe iar ne trimite aici niște poze. Ce mai faci azi? Da, e pe vibe, Sofia, ne place, ne place. Manelele, ne place, manelele. Bun.
România, să vedem aici ce mai zice Daria. Eu care am capre. Eu care am capre. Băi, dacă aveți capre și sunteți din București și aveți pui de capre, vă rog, chemați-mă să le văd, să mă joc cu ele, să-mi chiriez și eu o capră o săptămână, să mă iubesc cu ea, vă rog. Nu, că o să vă fure caprele. O să vă fure caprele. Sau dacă știți vreo fermă sau ceva în București sau în apropiere pe unde pot să mă duc să mă tăvălesc cu caprele pe jos, mi-ar place foarte mult. Raul zice, așa suntem noi frumoși. Așa. Da, e piesa de-am pus eu la story. A, cu vărutul pe zonă, nu? Da, deci aici este munca noastră de care am muncit la el de era să leșinem amândoi. Da, la propriu. Chiar am crezut că să leșin și după următoarea dimineață au fost total distrus. Pare că nici măcar nu exista acolo. Așa, ia să vedem. Vedem dacă ceva mai spicy pe aici este sau nu este ceva mai spicy, a? Ia să vedem la cine ai răspuns tu aici, a? Ideea și Sebe Stefan pe jurul nostru, deci puteți dați acolo un follow pentru că... Chiar poți iar o chestie foarte drăguțe, îmi place, mulțumim. Deci ai vorbit cu Fulgă Gheorghe. Ce ai zis, a? Ce e aici? Eu nu știu, eu trebuie să poze cu grătar. Băi, Fulga! Ce zici? Privier, ce faci? Privier! Un grătar puternic. Ce faci, iubita? Iubita! Oh! Da, glumesc. Ce faci? Dar nu știu, cred că e ceva NPC. Da, uite, ți-o trimis poza cu șampania. Păi trebuia să ne trimit șampania, băi, nu poți, ce e asta? Dar de ce apare la general? Hm? N-am idee, chiar nu știu. Nu ai idee, de ce apare la general? Că trebuia să-i răspunzi ca să apare la general. Nu am idee, chiar nu știu. Probabil am dat mai demult când mi-a scris prima chestie, că gen la început eram așa, wow, când îmi scria cineva, erau așa printre primii și tot ce ai păcat la general, că na. Da, ia să vedem, hai să testăm teoria, zicem că... Și acum cum mi-a trimis chestii recent, m-a apărut printre primii. Da, mă, ce și îl mutăm în general, dar mai să mut și fără să răspunzi. No, no. Ai scăpat! Ia să vedem. Îți place natura? Da, îmi place natura. Ia să vedem cu cine vorbești aici, a? Ce? Cu Fabian Casian. Ai răspuns, a, că face aici cu pumnul, dă cu pumnul, a? Mm-hmm. Da? L-am vrut! Ai vrut, este? Mm-hmm. Ei, da, cred că mi-a scris de dinainte și nu. Așa face, a, răspuns la băieți. Transformă o mini-bucătărie în una, așa. Șetul de peșeni. Astea sunt multe răspunsuri la chestiile de peșeni, că atunci am postat clipul cu... Ce te uiți, mă? Oi, mă, ce, mă, n-am voie să mă uit. Atunci am postat clipul cu haul-urile de peșeni și v-am spus să-mi scrieți pe Insta dacă vreți să vă dau link sau cod sau chestii la ceva și la multe v-am răspuns, așa că astea sunt în general de obicei. Ia să vedem ce mai e aici. Aici cred că i-am trimis împreună ceva sau? Cred că da. Crezi că da? Nu, i-am trimis eu. Dar ăsta cine este? Specia de mine roșcată și cu părul lung. Mă, sincer, nu arăta rău. Fac era mai mult roz. Da, mai mult roz. Dar nu, nu arată rău. Îmi place și așa. Dar îmi place și cum stă tuns scurt. Mamă, aici rețetă de gogoși. Da, asta e cum am scris, am lăsat rețetă de gogoși. Chiar mi-ați lăsat unul. Chiar sunteți foarte drăguți și chiar mă ajutați cu chestii de multe ori. Oh, ce? Ia să vedem ce mai e după aici. Cine este Sebastian Adrian? Opa, job nou. De fapt, teste, chestii. Ai un coleg din liceu. Da? Da. Și cam atâta e la general. Cam atâta, da. Nimic spicy. Nimic spicy, să zic așa. Mă simt ca la insula iubirii, să moră. Zici că sunt aici să vedem, să te supun testului. N-ai cum, băi. Asta-i Denis, care a fost la munte, da, te pupăm, Denis. Uite, ți-o dat tag și poza asta. Da, am tot tag în pozele lui, dar nu s-a acolo. Mie mi-a dat, mie nu mi-a dat. Oamenii grei la Denis pe pozi, ce să mai. Așa, bun, ia să vedem ce mai ai tu pe aici. Da. Omar, pupăm domnul Omar. Ne vedem cât de curând. Ne vedem cât de curând. Sper. Imediat. Așa. Bun, deci prin mesaje nu găsesc nimic spicy, să zic așa. Ia să vedem mesaje. Să-mi fie într-o bună zi ceea ce cu adevărat către cei ce binecuvântează calea către Domnul. Nu am idee cine este numărul ăsta, dar Doamne ajută. Am numai curier și cazinouri acolo. Așa, bun. Hai să mergem la poze, să vedem ce poze mai ai tu pe aici. Hopa. Deci aici, da, aventura noastră cu... Pomul de zăpadă de la 5:47 dimineața. Pomul de zăpadă, frumos. Patronul. Așa, ne-am făcut poze pe aici. Ce e aici? Unghii, tatuaje. Tatuaje, da. Deci vreau să spun că eu vreau să-mi fac un tatuaj aici. Ăsta e Willy. Ăsta e cățelușul meu de
10 ani, care face acum 10 ani în septembrie și ăsta e Hulk, care e foarte gelos și îmi făceam poze cu Willy și o sărit pe mine să mă pupe, nu-i live? Nu. What? Nu știu. Deci poți să copiezi, să-l faci sticker, gen, să dai copii, pui asta într-o conversație de-a tare. Mamă, ce tare. Aici pozele de la munte, ca băieții, ATV-ul. Tona de poze, efectiv. Oh, gangster, frate, gangster, 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 yes, yes, yes. Aici, opa. Oamenii grei în salopete. Oamenii grei, aici ne testăm echipamentele noastre deschise, vedem dacă ne sunt bune. Da, aici ai Bogdi care gândește la saxofonos. Saxofonos. Aici eram... Aici eram la mecul din Arada, la nou deschis și efectiv am fost de două ori la drive și de două ori am stat cel puțin jumate de oră, dar efectiv nu te mișcai nici o mașină timp de 15 minute, deci nu știu ce se întâmplă acolo, dar e foarte nașpa treaba. Da, și ne-am enervat și am înțeles să claxonăm și a început toată lumea să claxoneze. După aia a doua oară când am dus la Mac Drive, când am intrat la Mac înăuntru, femeia de serviciu a zis că să nu... Ce? Mai rău, Mac? Ce? Mai rău, Mac? Nu stați aici că vă bate curentul, nu, n-au nici gunoi, nu poți să arunii la gunoi. Bine, ne-am prietenit acolo cu doamna de la curățenie. Ați spus de la... Aici eram și cu Teddy din brațe. Deci am primit o întrebare acum două zile când am pus chestia aia să-mi puneți întrebări. Pune o poză cu tine și cu Sebi de la Revelion și mi-am dat seama că singurele chestii de la Revelion cu mine și cu Sebi sunt niște videoclipuri în care nu prea aș vrea să le pun, sincer să fiu. A, da, și după am fost la KFC tot în Arad de Revelion, în seara de Revelion și ghiciți ce? Am stat la coadă tot așa vreo 15 minute și când am ajuns acolo mi-a spus tipa de acolo voi aveți meniu de 5 crispy, nu? Da! A, nu mai avem. Și efectiv am nebunit, era seara de Revelion, măi. Aici când... Aici când am mai am făcut niște pozici, așa. A, și mi-am lăsat mustață, băi, din caz că nu se observă. I-am luat eu barba, am vrut să-i fac și la barba modern, dar într-o parte am lăsat atâta și de altă parte atâta că am uitat care era schema și am tăiat-o pe toată, dar îi lăsăm mustață, prieteni. Da, aici sunt puiuții lui Danny. Aici sunt puiuții lui Danny, dacă sunteți vânărați sau din apropiere și vreți un cățel, îmi scrieți pe Insta și vă dau acolo contul ei și îmi scrieți. Vă luați cățel, fain și dulce. Mushiba. Deci Akita Inu, cred, sau nu știu exact, dar bă, s-a adorabil. S-a adorabil, da, aici unghii, ungi cu gel. Ungi cu gel. Asta vreau să pun? Da. Deci, ca să știți, se tot timpul când vede o chestie din asta de fete, ba perie de păr, ai pilator, ba ciorap din aia lungi, vrea să testeze cizmele mele lungi când dorm pe ei. Și acolo vreau ciorapii mei lungi și mergeau așa cu balerină pe ei. Da, aici Amsterdam. Aici când am făcut pozele astea cu AI, gen artificial intelligence. Da, noi ne-am făcut, ne-am luat toate pachetele și după aia am văzut numai postări. Vă fură identitatea, nu faceți așa ceva noi care deja am făcut. Ne-am luat toate pachetele, ne-am pus toată galeria acolo. Da, dar poza asta chiar e tare. Da, asta e preferata mea. Da. Pare reală, chiar. Pare reală. Aici când am rămas traumatizat cu... Ai fost făcuța Mirca. Autobronzant. Cum spuneam, el vrea să testeze tot. Dacă pentru că eu mă dau cu autobronzant, se dă și el. Numai chiar se dă așa, își dă câteva pompițe și după aia o uita că s-o dea și pe mâna aia și nu a întins și au rămas scupete. Da, da, da. Mele, mele lungi, la fel ai făcut. Orice chestie de fete vine. Nu e adevărat, că nu de fete, nu mă fă de ăsta, că nu neapărat de fete. Se pare e o persoană foarte chestie curioasă. Da, așa, zici, o persoană foarte curioasă. Da. Da. Da, eu zic că e ok, n-am găsit nimic suspicios. Eu zic să faci și tu partea asta și eu făceau eu telefonul, că tu ești mai secretos. Nu secretos, sunt mai rezervat, cum se spune. Nu. Da. Oricum te uiți la mine telefon. Nu mă uit niciodată, nici nu știu te parola. Te uiți, iei toate platformele la rând. De la mesaje până la căutări, până la toate. Nu. Nu? Nu, niciodată. Nu sunt o persoană toxică. Da. Da, prieteni, și cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți și partea a doua sau să vedeți și partea care iau eu telefonul lui Sebi, ne scrieți acolo în comentarii. Și, ba da, ne vedem data viitoare. Pa!